fim izbăviți în noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să pomenim. Sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit bărbatul care ne-a umblat în sfatul necredincioșilor. Aliluia, că știe Domnul calea drepților și calea necredincioșilor va pieri. Slavă ție, Dumnezeule!
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Slavă ție, Dumnezeule. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Slavă ție, Dumnezeule. Slavă. Și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Creată este stăpânirea și este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigă-te-am către Tine, auzi-mă, Doamne, strajă gurii mele
și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele, cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, pe tine am nădăjduit în sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintenile celor ce fac fără de lege, că diavolul împreajă ori păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa-vă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit-a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am sperit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numelui Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Minunate sunt tainele Tale curată, celui de sus ca unte-ai arăta, Stăpână, și de pe pământ la cer te-ai mutat astăzi, mărirea Ta cu bună cuvință, cu daruri de lumini dumnezeiești, lucind pe cioare, cu Maica Împăratului la înălțime suiți-vă, cea plină de dar bucură-te, cu Tine este Domnul, Cel ce dă lumini, prin Tine mare milă. Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în viac. A ta adormire, mare stăpânire, scaunele, căpetenile domnile, puterile heruvimii și serafimii, se bucură pământenii, înfrumusețându-se cu dumnezeiască mărirea Ta. Înaintea Ta împărații, cu arhanghelii și cu îngerii cântând, cea plină de dar, bucură-te, cu Tine este Domnul, Cel ce dă lumii prin Tine mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor, amin. Cu voia cea dumnezeiască stăpânitoare, de pretutindeni purtătorii de Dumnezeu apostoli, a fost ridicat pe nori și aduși pe sus, ajungând la prea curatul și de viață purtătorul Tău trup, cu dragoste L-au sărutat, iar puterile cerește mai înalte, cu alor stăpână au venit. De Dumnezeu primitorul și prea curat
plecându-l de spaimă fiind cuprinsă. Frumos mergeau înainte și în chin nevăzut strigau mai marilor cetelor celor mai de sus. Iată împărăteasa dumnezeiască fiică a venit, ridicați porțile și în chip frumos primiți pe aceasta, pe Maica Luminii Celei pururea fiitoare, ca printr-însa spre care a căutat nu putem. S-a făcut mântuire la tot neamul omenesc și acesteia ai dat cinstire după vrednicie, cu neputință este, că slava ei covârșește toată mintea, pentru aceasta prea curată de Dumnezeu născătoare. Pururea cu purtătorul de viață împărat și cel născut al tău viețuind, roagă-te neîncetat să păzească și să mântuiască de toată sufrirea cea putrivnică pe poporul tău cel nou, că pe tine folositoare te-am câștigat și în veci în chip luminat te înțelepciune drept.
rugăciune, să luăm aminte. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte graiurile gurii mele. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Înțelepciune. De la face recitire. Să luăm aminte. Iar Iacov, ieșind din Berșeba, s-a dus în Haran, ajungând însă la un loc a rămas să doarmă acolo, căci a sfințise soarele, și luând una din pietrele locului aceluia și punându-i o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul. Amin. Pace împărăției Tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu cuvință era numai văzătorilor cuvântului. Taina ei cea mai de pe urmă, că a văzut nu numai înălțarea Mântuitorului de pe pământ, ci și pentru aceasta de pretutindeni, adunându-se cu dumnezeiască putere. Decât toată faptul
de prihană. Și Maica bunăvoinței Tată a Lui, ceea ce mai înainte a fost rânduită Lui Dumnezeu. Spre locaș prin împreunarea Lui cea neamestecată. Astăzi prea cura sufletul să înaintea păcătorului și Dumnezeu și-a pus puterile celor fără de trup cu Dumnezeiască. Maica vieții, care se mută cu adevărat la viața, faclia lumii.
și acea de un neam cu cei, cu cei ce prăznuiesc cu credința, prea sfântă adormirea ta. Și acum și moștenirea ta, cercetează lumea cu milă și cu îndurări, înalță fruntea ta drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor, netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergător și botezător Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfântului apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României, ale celor între sfinți părinții noștri, mardascăl și ierarhi ai lumii, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale sfinților ierarhi, Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhi Alexandriei, ale sfinților Nifon și Atanasie, Patelarie, Patriarhi Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie de la Eghina, făcătorii de minuni, Betanion, Teotim și Efrem, episcopii Tomisului, Irineu de Sirmium și Niceta de la Remesiana, Iachin de la Vicina, Antimivirianu și Grigorie Dascălul, mitropoliții țării românești, Varlaam, Dosoftei și Teodosie de la Brat, mitropoliții Moldovei, Iosif cel Nou de la Partos, mitropolitul Banatului, Gelasie de la Râmeț, Ilie Ioreț, Sava Brancovic, Simion Ștefan și Andrei Șaguna, mitropoliții Transilvaniei, Petru Movilă, mitropolitul Chievului, Leontie de la Rădăuț, Ioan de la Râșca și Secu, și Pahomie de la Gledin, episcopii Romanului, Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului și ale tuturor sfinților ierari, ale sfântului întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, ale sfinților și slăviților mari mucenici,
Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat, Mina și Ioan cel nou de la Suceava, ale sfinților sfințiți mucenici, Paralambie și Elefterie, ale sfinților mucenici, Epicte și Asion de la Halmiris, Nikita și Sava de la Buzău, Zoti, Catal, Camasie și Filip de la Niculițel, Emilian, Dasie, Nicandru, Marcian, Iuliu Veteranul, Pasicrat, Valentin și Isihie de la Durostorum, Chiril, Chindeu și Citasie de la Cernavodă, Macrobie, Gordian, Helie, Lucian și Valerian de la Tomis, Anastasia, Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat de la Sirmium, Donat și Silvan, Diaconi, Romul, Preotul și Venus din Cibales, Maxim, Vintilian și Dadas din Ozovia, Ermil, Stratonic, Montanus, Preotul și Maxima din Sigidunum, Hermes și Luc, Servie și Vac, Ioan Valahul și Oprea din Săliștea Sibiului, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Anache Sfetnicul, ale sfinților mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra, Vasile din Telciu, ale sfintelor mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș și Tatiana de la Craiova și ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievos Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoe Basarab al Țării Românești, ale sfinților cuvioșii de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Ioan Casian, German și Dionisie Exigul, cei din Dobrogea, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, Grigorie de Camolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim cel Sfințit de la Tismana, Daniel Sihastru de la Voroneț, Ioan de la Prisloc, Simeon și Amfilohie de la Pângăraț, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Rafael și Partenie de la Agapia Veche, Chiriac de la Taslău, Visarion Sarai și Sofronie de la Alba Iulia, Antonie de la Iezerul Vâlcii, Paisie și Iacob Ioan de la Neamț, Vasile de la Poiana Mărului, Onufrie de la Vorona, Antipa de la Calapodești, Gheorghe de la Cernica și Căldărușan. Acum slobozește pe robul tău să pâne, după cuvântul tău în pace, răzbăzura Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre. Pentru Sfânt numele Tău, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rostim împreună: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Pentru naștere fecioria ai păzit, într-o Dumnezeu nostru,
care ai binecuvântat cele cești pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați. Însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le mulțește spând locașul acesta, în mănăstirea aceasta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii robii tăi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă Ți înălțăm împreună cu Părintele Tău Cel fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până-n viață. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până-n veac, de acum și până-n veac. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru,
pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a cărei adormire o prăznuim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, care prin prorocul Tău Natan ai dorit lui David cel ce s-a făcut iertare pentru păcatele lui și ai primit rugăciunea lui Manase pentru pocăința lui. Însuși și pe robii Tăi acești pelerini care se căiesc de păcatele lor, ce le-au făcut primește-i cu știuta Ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate cele făcute de dânsul. Preacucernice Părinte, Secretar Eparhial, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioasă Maică Stareță, iubiți credincioși și pelerini ai Sfintei Mănăstiri Bic, aici, la Bic, în vârf de deal, în frumosul nostru Ardeal, am venit cu toții încă o dată la marele prasnic al adormirii Maicii Domnului, stăpâna lumii, cheia împărăției lui Hristos, ca să-i spunem durerile și necazurile care ne frământă. Am început slujba privegherii din această seară cu vecernia cea mare cu litie, urmată apoi de rugăciunile sau molitvele pentru spovedanie. În cele ce urmează, trei preoți în biserica mare a mănăstirii vor spovedi. Cuvântul de învățătură din această seară ne va fi împărtășit de preacucernicul părinte arhidiacon Ionică Torcoș, secretar eparhial al episcopiei Sălajului. După aceea vom continua sfintele slujbe cu acatistul Maicii Domnului, prohodul Maicii Domnului, în jurul orelor 12 se va înconjura biserica de lemn a mănăstirii, urmând apoi rugăciunile sau dezlegările
Sfântului Ioan Gură de Aur și ale Sfântului Vasile cel Mare, continuând apoi cu utrenia și paraclisul Maicii Domnului. Dimineață, în ziua praznicului adormirii Maicii Domnului, de la ora 7, va fi oficiată taina Sfântului Masul într-un ales sobor de preoți, urmat de sfințirea cea mică a apei, a gheazma mică, iar de la ora 10 vom sluji aici, la altarul de vară, Sfânta Liturghie, în ziua de Sfântă Mărie, cum o numim atât de frumos noi ardelenii și noi creștinii. Dăm slavă lui Dumnezeu, mulțumim Maicii Domnului că ne-a învrednicit să ajungem cu toții încă o dată aici, pe acest tabor silvan, aici la Sfânta Mănăstire Vic. Îi mulțumim Preacuvioasei Maicii Starețe, Stravofora Marina, care și în acest an, cu multă dragoste, cu brațele ei părintești, ne-a așteptat pe fiecare dintre noi în parte. Ne rugăm Maicii Domnului să o țină ani mulți și binecuvântați în mijlocul nostru, să-i dăruiască multă sănătate dânsei și întregii oști acestei mănăstiri și tuturor ostenitorilor acestui locaș dumnezeiesc. Fie ca Maica Domnului să ne dăruiască fiecăruia dintre noi multă sănătate și o seară frumoasă și aleasă de rugăciune sfântă, pentru că rugăciunea este aceea care ține lumea. Maica Domnului să ne ajute tuturor. Iar acum vom cânta împreună Maicii Domnului cu toții o priceasnă de suflet, dragă nouă tuturor. O Maicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a hururi marea rugăminte.
păcate, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Tu ești steaua mării și încât arșita soarelui să nu ne fie potrivnică în a fi atent la tot ceea ce noi rostim în această seară. Aș începe cuvântul meu din seara aceasta prin a vă felicita pentru faptul că și în acest an ați venit să fiți aproape Maicii Domnului, pentru că de fiecare dată noi știm, iar dacă vorbim despre adorbirea Maicii Domnului și mutarea într-o altă viață,
Noi știm că orice trecere din această viață pentru cei mai mulți dintre noi nu este foarte ușoară și parcă trece mult mai lin în momentul în care cei dragi sunt aproape celui care trebuie să părăsească această lume. Am citit în sinaxarul specific acestei sărbători și să știți că Arhanghelul Gavril, cel care a dat vestea Fecioarei Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, este cel care cu 3 zile înainte de a muri i-a dat vestea Fecioarei Maria că Fiul Său vrea să o mute la El. Și am vorbit în urmă cu câțiva ani aici, era cred că imediat după pandemie, și v-am vorbit despre ceea ce înseamnă adormirea Maicii Domnului și v-am spus atunci, printre altele, că adormirea Maicii Domnului sau înmormântarea sau această moarte a Maicii Domnului este deosebită de moartea noastră, pentru că nu înseamnă nici înviere din morți, pentru că niciun om nu a văzut-o pe Fecioara Maria înviind din morți, așa cum l-a văzut pe Hristos, dar nu înseamnă nici înălțare la cer, pentru că nu prin puterea ei s-a înălțat la cer, ci Fiul ei a fost cel care a înălțat-o la cer. Și v-am spus eu atunci, printre altele, că numai noi oamenii avem acest obicei de a separa pe mamă de copil și de pe copil de mamă, dar Dumnezeu niciodată nu face așa. Și chiar dacă Fiul lui Dumnezeu se răstignește pe cruce, moare și înviază din morți, să știți că același drum pe care îl avem cu toții, l-a avut și Fecioara Maria. Și dacă noi ne dorim, cei mai mulți dintre noi, să trăim 90 de ani, 100 de ani sau cât de mult, și să știți că vârsta Vechiului Testament pentru cei care sunt în putere este de fapt 120 de ani și zice mai târziu psalmistul, reduce această vârstă undeva la 78 de ani pentru cei în putere. Să știți că Fecioara Maria, potrivit Sfinte Tradiții, n-a murit nici măcar 80 de ani, ci a murit mult mai devreme, am zice noi, undeva pe la 60-63 de ani, dar a murit în pace. Și să știți că v-am spus atunci în urmă cu câțiva ani și vă readuc aminte înainte de a vorbi despre ceea ce vreau să vorbesc în seara aceasta, că v-am spus că niciodată în icoană, oriunde ați privi, și avem și aici, niciodată Maica Domnului nu stă fie cum în icoană, ci majoritatea icoanelor stă cu Fiul ei în brațe. Și în majoritatea icoanelor pictate corect, nu îl ține pe Fiul ei pe oricare mână, ci îl ține pe o anumită mână, și anume îl ține pe brațul stâng, iar cu dreapta arată spre el, pentru că ea este cea care în timpul activității sale pe pământ l-a prezentat întregii lumi, ca fiind cel care s-a întrupat, s-a coborât pe pământ și s-a făcut om, pentru că noi, căzând atât de mult, adâncindu-ne atât de mult în păcat, nu puteam noi să ne ridicăm la nivelul pe care dorea Dumnezeu. Dumnezeu, din marea Sa iubire de oameni, coboară El la nivelul nostru pământesc și trece prin toate experiențele prin care trecem noi. Dacă sunteți atenți în icoana dormirii Maicii Domnului, nu știu dacă ați văzut-o aici, dar poate o vedeți în biserică sau o vedeți în bisericile de pe unde veniți, veți vedea că la dormirea Maicii ei, și v-am spus atunci, dar nu v-am spus lucrul acesta, Fiul ei o ține la un moment dat, sau ține la un moment dat sufletul Maicii sale, pentru că mai întâi doar sufletul se desparte de trup, îl ține nu pe orice braț, nu pe orice mână, ci tot pe mâna stângă. Și nu întâmplător, pentru că la fel cum o mamă îl ține copilul în momentul în care este nou născut pe mâna stângă aproape de inima sa și fiul ei sau copilul ei, fiica ei, simte bătăile inimii, simte iubirea mamei și se liniștește, tot de la fel și Fecioara Maria și-a ținut fiul pe brațul stâng, iar cu mâna dreaptă arăta spre el pentru că ea l-a prezentat întregii lumi. Iar la final, la adormirea ei, Fiul lui Dumnezeu este cel care oarecum face exact același gest și a sufletul Maicii Domnului pe brațul stâng și îl duce în împărăția sa și îl prezintă îngerilor ca fiind sufletul cel mai curat de pe pământ, pentru că Hristos, v-am spus atunci, nu putea să se întrupeze într-o persoană, într-o ființă care mai înainte nu și-a făcut propriul trup, templu sau biserica lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, am stat mult și m-am gândit despre ce să vă vorbesc eu în seara aceasta și chiar acum, în ceva seară la parapiz, mi-a venit așa un gând că noi, în momentul în care privim la Maica Domnului, nu privim cu cea mai mare atenție la ceea ce a însemnat viața ei. Și să știți că Mântuitorul Hristos niciodată în viața sa pe pământ n-a avut niciodată
lipsă de pace. Și să știți că nici Fecioara Maria, niciodată pe pământ, pentru credința pe care o avea în Fiul ei, întotdeauna sau niciodată, nu a dus lipsă de pace, pentru că de fiecare dată știa că această credință în Fiul ei este cea care o liniștește. Ați auzit în seara aceasta de nenumărate ori, în pace Domnului să ne rugăm pentru pacea de sus, pentru pacea toată lumea, pace tuturor. Hristos zice la un moment dat când se prezintă în fața ucenicilor să-i pace vouă, după care zice, pacea mea o las vouă. În pace să ieșim, auziți, la finalul fiecare Sfinte Liturghii și pace nu avem. Și chiar dacă știm că trăim într-o societate din ce în ce mai controversată, din ce în ce cu mai multe probleme și în care suntem conștienți de faptul că noi ne pierdem această pace și liniștire din sufletele noastre, de foarte puține ori reușim să dobândim pacea în suflet și foarte repede o pierdem. Și sunteți conștienți de faptul că această pace, de cele mai multe ori când ați reușit să stați în genunchi și în care poate unii dintre dumneavoastră de foarte multe ori ați vărsat și o lacrimă, nu neapărat pentru cuvintele rugăciunilor pe care le-ați spus, ci pentru faptul că v-ați conștientizat starea în care v-ați dat, sau pentru faptul că știți suferința pe care o aveți, sau boala pe care aveți dumneavoastră sau cineva din familie, la un moment dat vin și lacrimile, și după ce curg câteva lacrimi, simțiți că momentul în care vă ridicați de acolo din genunchi, aveți imediat o stare de pace și de liniștire pe care nu vă explicați. Pentru că asta o dă Dumnezeu. Întrebarea este alta. Cum păstrăm această pace în sufletele noastre? Să știți că Dumnezeu cu fiecare dintre noi are un plan. Vei zice la un moment dat, numai noi oamenii ne facem planuri și Dumnezeu își face planuri. De la începuturilor acestei lumi, Dumnezeu în structura Sfintei Treime a făcut un plan. Un plan prin care să creeze lumea și un plan prin care să-l facă pe om. Și de la începuturilor s-a luat această hotărâre în structura Sfintei Treimi ca Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze și să coboare pe pământ, chiar dacă omul nu ar fi păcătuit, pentru că adevărata iubire își atinge paroxismul doar în momentul în care Dumnezeu și omul sunt împreună uniți. Și în tot acest context în care vorbim despre unitate în iubire a lui Dumnezeu cu omul, Dumnezeu face un plan și potrivit lui Dionisie Exigul și potrivit învățăturii evreiești, care zice că de la crearea lumii, din momentul în care a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină, până la anul nașterii Mântuitorului Hristos, zice învățătura iudaică, au trecut 5508 ani. Ne-ai calculat până acum încă 2024 de ani și vedeți cât dă. Dar nu asta e important. Ați văzut, poate de foarte multe ori, cei care ați participat la anumite simpozioane, la anumite lansări de carte, la anumite conferințe, la anumite evenimente, că la un moment dat știți că trebuie să vină un om important. Vine omul important în sală, intră, se așează la masă, dar nu spune absolut nimic. Poate ați fost atent și ați observat lucrul ăsta. Altcineva este cel care vorbește despre acel om care trebuie să susțină cuvântul sau să-și prezinte cartea. Și omul acela invitat, în special, vorbește la final. Pentru că este nevoie de altcineva care să-i facă o introducere, care să-i prezinte biografia și care să-i prezinte activitate și evoluția sa culturală. Pentru că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, cei mai mulți din țară s-ar putea să nu cunoască valoarea acelui om și să o conteste la un moment dat, să zică ce mare sumitate o fi omul ăsta, că n-am auzit niciodată de el. Și abia la final, invitatul special va ține un cuvânt. Fecioara Maria a fost prezentată de-a lungul a mii de ani. Și să știți că începând cu prorocul David, care în Psalmul 44 cu versetul 11 spune la ceea ce se va întâmpla acum în contextul adormirii, că zice, șezuta împărăteasă de-a dreapta fiului său, în haina aurită și prea înfrumusețată, unde stă Fiul lui Dumnezeu, în dreapta Tatălui său, unde stă Fecioara Maria, în dreapta Fiului său și al lui Dumnezeu. Nu este puțin lucrul ăsta. Cine a fost Fecioara Maria? A fost un om ca și noi,
dar care mai întâi, repet, l-a născut pe Fiul Său, înainte de a-L naște trupește în sufletul Său, pentru că a fost călugărită, dacă vreți, la templu, timp de 12 ani. Prorocul Isaia, cu 8 secole înainte, spune la un moment dat, în capitolul 7, versetul 14, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și va chema numele lui Emanuel. Ceea ce este și mai interesant este faptul că Fecioara Maria, acolo la templu, știa toate aceste profeții, care nu sunt puține la număr, despre această Fecioară. Această Fecioară care în Scriptura Vechiului Testament apare sub denumirea specială de Ha-Almah. Nu orice Fecioară care apare ca Almah, și o anume Fecioară. Adică acea Fecioară profețită, prevestită cu 10 sau 8 secole înainte. Adică Fecioara prin excelență, adică acea Fecioară din care va trebui să se nască Fiul lui Dumnezeu. Și acolo, până la vârsta de 15 ani, știa și învăța despre această Fecioară, dar nu s-a gândit că va fi ea. Și în momentul în care Arhanghelul Gabriel vine și spune în acest plan, repet, al lui Dumnezeu, că ea va fi cea care va trebui să-L nască pe Fiul lui Dumnezeu, să știți că Fecioara Maria putea să spună și nu, dar n-a spus. Ce fată la 15 ani, am mai spus eu cândva, ar primi acum cu brațele deschise această veste de a fi mamă, în momentul în care știm ce înseamnă distracția acestei lumi și care sunt ofertele pentru tineri. Mai ales că mama este cea care de cele mai multe ori, după ce naște un copil, nu mai doarme noaptea. Este cea care nu mai mănâncă când vrea să mănânce, este cea care nu doarme când vrea să doarmă, este cea care nu vrea să facă ce vrea să facă, când vrea să facă și ce vrea să facă. Și cu toate acestea din iubire, în momentul în care poate copilul ei se trezește din două în două ore noaptea, și se mai și murdărește și trebuie să-l și curețe, ea zice tot dragul mamii. Când poate tatăl sau cineva din afară este puțin mai dezinteresat. Asta înseamnă iubirea de mamă. Și ca să înțelegeți ce este iubirea, pentru că nu o să explic eu acum în seara aceasta, poate cu altă ocazie, citiți în Epistola către Corinteni, imnul iubirii. Și ca să ajungem la această iubire, trebuie să trecem prin anumite trepte. Asta este Fecioara Maria, care și-a asumat o responsabilitate în acest plan al lui Dumnezeu. Să știți că toate problemele din lumea aceasta și toate disensiunile și divergențele dintre noi pornesc de la un singur cuvânt, și anume de la egoism. Iar un opus al egoismului sau un antonim al egoismului este altruismul. Și vedeți că există cei trei ego. Egoism, egocentrism și egolatrie. Adică eu sunt în centru, pe mine se mă laude o lumea, eu sunt cel mai important. Cam asta cred că ne caracterizează pe fiecare dintre noi în parte. Fecioara Maria putea să fie egoistă, să zică nu, vreau să-mi trăiesc tinerețea. Dar a spus da. Iar acest da din iubire înseamnă responsabilitate și asumare în același timp și altruism. Dumnezeu s-a coborât pe pământ și s-a făcut om nu din egoism, ci din altruism. Fecioara Maria și-a acceptat această responsabilitate și această misiune de care vă ziceam, nu din egoism, ci din altruism. Vedeți că în limba română, în momentul în care conjugăm un verb, și dar și în alte limbi, întotdeauna spunem în felul următor: eu am, tu ai, el are. Eu fac, el face, el are. Eu să am, tu să ai, el să aibă. În credință lucrurile, să știți că stau invers proporțional. Dacă întotdeauna în această conjugare, să zicem, a activităților vieții noastre, pornind de la noi înspre celălalt, el care este departe sau ajunge să fie departe, pentru că așa vrem noi, în plan spiritual lucrurile stau invers proporțional sau invers, cap în jos dacă vreți, și întotdeauna conjugarea se începe de la el, de la el, merge spre tu și apoi ajunge la eu. Adică facem trecerea de la egoism la altruism. Dacă deschideți Sfânta Scriptură, prima pagină din Sfânta Scriptură, veți găsi acolo carte, cartea afacerii, și primul verset zice în felul următor: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Cine? El. Cu ce începe această lume? Cu începutul. Cine este începutul la tot ceea ce știm noi? El.
cine ne-a promis și cine a făcut atâtea făgăduințe tuturor oamenilor de-a lungul timpului, că dacă omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ascultă glasul lui, nu va duce lipsă de nimic. El, tu, cei din jurul nostru și abia la final eu. Și asta înseamnă smerenie și prin smerenie ajungem să înțelegem pe cei din jurul nostru, să devenim altruiști și să nu mai rămânem în continuare egoiști. Și revenind la acest plan al lui Dumnezeu, să știți că niciodată Dumnezeu, când a făcut un plan, nu l-a scos afară pe om. Cum facem noi în momentul în care ne facem planuri. Eu mă uit la foarte mulți oameni, dar și la mine însumi, și ne facem atât de multe planuri și planificăm. Noi știm ce facem mâine, știm ce vom face săptămâna viitoare, știm ce vom face anul ăsta, știm ce vom face peste 5-10 ani, dar uităm un lucru. Și anume că în aceste planuri ale noastre Dumnezeu nu există. Când Dumnezeu în orice plan a făcut, l-a pus în centru pe om, Dumnezeu nu se coboară pe pământ pentru El însuși, că n-avea ce să facă în cer. Se coboară pe pământ pentru om. Pentru că omul atât de decăzut era, încât trebuia să vină Dumnezeu și să ridice din acest noroi al păcatelor. Fecioara Maria, pentru că v-am spus cândva, probabil, dacă nu vă spun acum, l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, dar nu nașterea a fost minunea, pentru că nașterea a fost normală, ci întruparea Fiului Dumnezeu a fost minunea în pântecele unei fecioare care a trăit pe pământ. În momentul în care vom înțelege că de fiecare dată când ne facem planuri, trebuie să-L punem pe Dumnezeu, în momentul acela vom ajunge încetul cu încetul la pace. Pentru că în caz contrar ne pierdem pacea. Nu vedeți câți oameni dau atât de mulți bani pentru a-și redobândi sănătatea și totuși, indiferent cât ar da, de cele mai multe ori nu se poate face nimic pentru că acest lucru ține tot de El, de Dumnezeu. Și mă gândesc la o istorioară care îmi vine acum în minte, pe care am auzit-o, ca să înțelegeți ce înseamnă păstrarea aceasta a liniștii și a păcii în suflet și că omul poate să o dobândească și poate să o păstreze doar în momentul în care știe să facă un lucru. E greu, poate pentru mulți e imposibil, dar e lucru cel mai sigur. Și anume să te lași cu totul în voia lui Dumnezeu, adică să înțelegi planul pe care îl are cu fiecare dintre noi în parte și cu tine personal. Pentru că dacă nu înțelegem acest lucru, mergem pe calea noastră și chiar dacă Dumnezeu, în orice lucru pe care noi îl vedem rău, ne dă 20 de căi bune sau 20 de variante, noi alegem tot calea noastră și de aceea nu înțelegem planul nostru pe pământ. Iar în momentul în care vrem să ajungem să vorbim despre această fericire și păstrare a păcii, trebuie să ne lăsăm în voia Lui. Și aici vreau să fiți atenți, pentru că vreau să fac o paranteză. Îi aud pe foarte mulți oameni vorbind despre faptul că așa i-a scris Dumnezeu unui om și așa trebuie să se întâmple. Că Dumnezeu, ce să facă El în cer? De tot scrie oamenilor viețile. Există într-adevăr cartea vieții în care sunt consemnate toate lucrurile pe care le facem noi oamenii. Dar atenție! Nu există predestinație, dar există bifurcate de drumuri. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că de foarte multe ori în viață, când nu știm să facem ceea ce v-am spus eu până acum, ajungem într-un impas, într-o intersecție, dacă vreți, în care nu mai avem pacea. Acel moment în care nu mai știm ce să facem, nu mai știm cum trebuie să facem, acel moment în care considerăm că totul este pierdut, în care totul se năruie în calea noastră, în care nu mai vedem și nu mai simțim prezența și existența lui Dumnezeu și nu mai știi ce să faci. Știți ce trebuie să faceți atunci? Să cădeți în genunchi. Pentru că omul este o ființă antropologică care trebuie să se pună în genunchi și să ridice privirea către Dumnezeu și să-i spună doleanța lui. Și Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Cum la fel a făcut și Fecioara Maria. Știți cum a murit Fecioara Maria? Mergând în grădina Ghesiman și zice tradiția sinaxarul că și pomii se plecau în față și natura îi dădea cinstea cuvenită. Și s-a pus în genunchi și s-a rugat fiului ei ca această mutare să alină. Fecioara Maria plecată din această lume și Fecioara Maria nu este orice om, a plecat în rugăciune.
Dacă am spune că există predestinație și că Dumnezeu îi scrie unui om să moară aruncându-se cu capul în fântână sau să-l calce tren sau mai știu eu ce, atunci am anulat libertatea omului. Atunci am fi de acord cu faptul că Dumnezeu scrie unui om și atunci ajungem ca și la celelalte confesiuni în care doar unii oameni se mântuiesc, în care există doar oameni aleși, sau ajungem să credem teoria apocatastază în care spune că toți oamenii se vor mântui și că de fapt toată existența noastră aceasta pe pământ în trupuri nu este altceva decât o ispășire a pedepsei primilor oameni, ceea ce este greșit. Dumnezeu respectă libertatea fiecare dintre noi în parte. Atenție, El știe ceea ce se va întâmpla cu mine, cu dumneavoastră, cu fiecare dintre noi până la finalul vieții noastre. Dar nu intervine. Decât foarte subtil, nu radical, să schimbe cursul vieții noastre, intervine subtil și ați experimentat că fiecare dintre noastre în parte, prin anumite semne, și vă dau exemplu pe Maica Stare, pe de aici, pe Maica Marina. Ceea ce s-a întâmplat cu ea, din punctul meu de vedere, este o minune. Și vedem că foarte mulți contestă existența lui Dumnezeu. Dumnezeu există. Dar noi de cele mai multe ori nu avem ochi ca să vedem lucrurile care se întâmplă în viețile noastre și în viețile celor din jurul nostru. Pentru oameni care se roagă și pentru oameni care cred. Există Dumnezeu și există minuni. Și există reîntoarcere din boală în sănătate. Uitați-vă la Maica Marina. Uitați-vă cei care au fost prezenți anul trecut, cum a fost anul trecut și uitați-vă cum e acum. Cine spune că nu există Dumnezeu, acela nu l-a simțit și nu s-a întâlnit niciodată cu el. Trebuie să-l caute. Și v-am spus cum verificați lucrul acesta în urmă cu câțiva ani. Vă puneți în genunchi și dacă nu simțiți bucuria de a rămâne acolo și veți repede să grăbiți rugăciunea și să o terminați cât mai repede, înseamnă că s-ar putea să fiți departe și înseamnă că trebuie să vă mai gândiți asupra sensului și asupra existenței vieții dumneavoastră. Iar în momentul în care ne aflăm în această bifurcată intersecție de drumuri, nu știm ce să facem de unii singuri. De aceea trebuie să ne punem în genunchi la fel cum a făcut-o Fecioară Maria și să cerem ajutorul ei pentru că este mijlocitoare cramnică înaintea Fiului ei, pentru că este Fiul lângă Fiul ei. Nu este departe, este chiar lângă El. Și o mamă întotdeauna știe ce înseamnă problemele unui om sau unui copil. Și în momentul acela Dumnezeu îți trimite pacea sa, îți trimite liniștea sa în suflet și tu știi ce trebuie să faci, dacă te rogi. Și vreau să închei prin a vă spune că v-am zis că n-au existat momente în care Mântuitorul și mama sa să nu aibă pace pe pământ. Și au trăit tot timpul în pace pentru că tot timpul a fost în credința cea adevărată. La un moment dat se spune că cel mai bogat om de pe pământ și a trimis fiul la cel mai fericit, la cel mai înțelept om de pe pământ ca să-l întrebe ce este fericirea. N-am citit-o de mult, dar mi-a plăcut. Sau am auzit-o, nu mai știu. Și în momentul în care ajunge tânărul la cel mai înțelept om de pe pământ, spunându-i că vrea să știe ce este fericirea, omul întreb îi spune, te rog frumos, aștept puțin, pentru că am foarte mulți oameni care sunt aici în audiență, care așteaptă. Și vedeți lucrul acesta când mergeți la spital, poate la urgență. Și vedeți că sunt oameni acolo cu probleme și poate mai grave decât ale dumneavoastră, dar nu contează lucrul ăsta. Fiecare și are problema lui, ca să înțelegeți din nou ce înseamnă egoism și altruism. Nu contează că omul acela este pe moarte, eu contez și problema mea este mai importantă, e rândul meu. Nu să lăsăm pe omul de acolo. Vă spun că am văzut-o, nu de altă. Și am văzut-o recent. Și ajunge omul acesta și spune înțeleptul, zice, fii atent. Du-te și te plimbă prin grădinile mele, ca și cum s-ar plimba pe aici prin curtea mănăstirii, și admiră toate frumusețile din grădinile mele, dar zice, atenție, înainte de a pleca, îi dă o linguriță în care îi pune un de lemn sau ulei, zice, ai grijă să nu verși un de lemnul în timp ce te plimbi din linguriță. Și merge tânărul și face rapid un tur, mai merge încă o dată al grădinilor sale și ajunge din nou la înțelept. Și le întreabă înțeleptul, ai văzut grădinile mele acelea suspendate, cu flori frumoase și așa mai departe? La care zice tânărul, n-am văzut.
Dar zice, dacă aia din Herghelie, aia pur sânge de acolo, din partea vestică a grădinii, zice, i-ai văzut? Nu i-am văzut, zice tânărul, și ce mi-ar fi plăcut să-i văd de călăresc, pentru că mie îmi plac foarte mult cai. Dar zice, dar sabia aceea de acolo atârnat-o pe perete dintr-un colț, care era mai valoroasă, ai văzut-o? N-am văzut-o nici pe aceea, pentru că, zice, tot timpul eram atent la linguriță să nu vărs unde lemnul din linguriță. Zice, înțeleptul, du-te, mai du-te, mai dă o tură, mai plimbă-te odată prin grădinile mele și bucură-te de ceea ce vezi aici. Și merge tânărul și se urcă prin copac și miroase florile și admiră toți pomii ornamentali și frumusețea celor grădini. Merge mai departe la Herghelia respectivă și călărește un cal și merge până acolo la sabia aceea care avea o valoare mai puternică, a fost folosită într-un război mare și face câteva mișcări cu sabia, după care se întoarce nou la înțelept și îi spune, aveți niște grădini deosebite și vă aveți niște lucruri de valoare, la care întreabă înțeleptul, dar lingurița unde este? Fericirea, așa cum ne-o prezintă Fecioara Maria, și așa cum trebuie să înțelegem din această istorioară, înseamnă să te bucuri, repet, fericirea adevărată înseamnă să te bucuri de tot ceea ce îți oferă lumea aceasta, de tot ceea ce îți oferă viața aceasta, dar să ai grijă să nu-L pierzi pe Hristos din linguriță. Să ai grijă să nu pierzi copiii pe care îi se dă Dumnezeu în familia ta. Să ai grijă să nu pierzi pe oamenii pe care îi se dă Dumnezeu în familia ta. Pentru că fiecare om pe care îl avem în viața noastră ne dă Dumnezeu cu un scop, cu unul singur, ca să ne facă fericiți. De aceea fericirea în viață înseamnă echilibru în viață. Nu trebuie să fii nici haponic, să treci în cealaltă extremă, să stai numai în genunchi, să faci numai acatiste, că la un moment dat o să streacă această poftă. Dar nu trebuie să te uiți nici doar la bucurile acestei lumi și să uiți cu totul de Dumnezeu. Trebuie să-ți iei o cale de mijloc. Să te bucuri pentru că tot ceea ce a creat Dumnezeu, El a creat și a creat bine foarte, zice Scriptura. Dar să ai grijă în tot ceea ce faci în această lume, să păstrezi starea aceasta de armonie, de pace și de fericire în suflet, iar aceasta se păstrează doar în momentul în care Dumnezeu e prezent acolo. Oricât l-ați căutat în altă parte, nu o să-L găsiți, decât în sufletul dumneavoastră și în casa Lui. Acesta este mesajul pe care eu am vrut să vi-l spun, pentru că în aceste planuri pe care Dumnezeu le face, ați văzut că pune la un moment dat în centru o Fecioară care vine pentru noi și care îl naște pe însuși Fiul lui Dumnezeu și care în lumea aceasta a avut pace. De pace avem nevoie noi și de armonie între noi, indiferent de ceea ce vedeți la televizor și citit în presă. Nu contează. Singurul lucru care contează este mântuirea, pentru că în planul lui Dumnezeu noi nu putem să facem absolut nimic, dar putem face un singur lucru. Să ne înțelegem misiunea, să ne lăsăm ghidați și să înțelegem voia sa cu noi. Și am mai spus și o repet, fericirea nu înseamnă să ai tot ceea ce dorești, ci să-ți dorești ceea ce ai. Amin. Este o seară deosebită în care îi mulțumesc Maicii Starete pentru găzduire. Fac respect tradiția ca în fiecare an mă ating de Maica să am și o viață lungă și sănătate la fel. Maică, ce să zic, sunteți o minune în viață. Să aveți spor și folos domnice. Vă mulțumim, preapucernice părinte secretar, preapucernice părinte consilier, și mulțumim preasfințitului nostru care ne va întâlni, ne vom întâlni cu dânsul peste 2 săptămâni, tot aici, la celălalt hram, că va trimis niște soli pentru noi, pentru marea asta de lume. Spuneam la părintele consilier aici în altar, cum mă uitam, că nu este o bucată, un pietic, ca să se vadă în curtea asta iarba sau pământul, decât oameni. Pentru mine, prezența dumneavoastră și a sfintelor slujbe, care se fac aici în fiecare an și în toate
mănăstirile și bisericile din lume, este viață, este, cum a spus Părintele, pace, este bucurie, este Dumnezeu în noi, cu noi și pentru noi. Iubiților, v-a amintit Părintele ceea ce vroiam eu să zic? Că Dumnezeu face minuni și face cu fiecare de noi în funcție de credința noastră. Credința mea nu știu cât a fost, ca eu astăzi să fiu în stare bună, cu tratament, dar nu cum am fost anul trecut pe vremea. Și nu este meritul meu, este a tuturor preoților, cum a spus Preasfințitul când m-am îmbolnăvit, Dumnezeu să-i dea sănătate, în toate bisericile să mă pomenească preoții și creștini. Și ca să aflu că nu numai în eparhia noastră, ci în toată țara nu exista cineva care a trecut pe aici, să nu-mi spună că părintele la noi, creștini care vin cu grupuri din țară, vă pomenesc la noi la biserică. Vă pomenim noi. Și mă sună din Franța niște creștini că în toată istoria asta, iubiților, a suferinței de un an, s-au petrecut mari minuni. Mă sună un grup de credincioși cunoscuți din Paris, în postul Paștilor, și îmi spun, Maica Stareță, noi aici, în Franța, suntem un grup de credincioși, de 600 de persoane, care citim saltirea pentru dumneata, cu tremurător. Mă sună din Buzău, din țară, cum se roagă lumea? Și atunci am zis, doar cuvintele acestea, mari ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale. Și niciun cuvânt nu este de ajuns prin lauda minunilor Tale. Prezența dumneavoastră aici e o minune dumnezeiască și a Maicii Domnului. Maica Sfântă v-a dus aici. Pentru că eu, de când m-am îmbolnăvit, părinții pe mine aici, în mănăstire, numai cât am stat prin 4 spitale, internată, rău, părinții îmi spunea acum că eu n-am realizat cât am fost de rău bolnav. Și așa am fost, n-am realizat eu. Că era Harul lui Dumnezeu care mă acoperea și când mi-au spus la oncologie de cancer, i-am zis, domnilor doctor, eu acest diagnostic îl atribui copacilor aceia, dar nici aceia nu vreau să se uște. Nu mie, nu l-am eu. Nu mi-a venit să cred. Și aveam o pace, cum spunea părintele, fără voia mea, fără silă. Și eu, de când m-am îmbolnăvit, părinții fac mas după mine și am zis, cât o-i trăi, vom face. Nu să mă fac eu bine, nici să meargă mie bine sau mănăstiri, ci pentru toți aceia bolnavi din lume, din țară, numai cât i-am văzut la Cluj, pentru toate sufletele care m-au pomenit pe mine în țară și în toată lumea, pentru aceea facem mantra, pentru pacea lumii și a țării, așa să vă rugați. Cum spunea părintele, să nu fim egoiști numai pentru noi, ci să fim pentru toți cei din jurul nostru, să trăim alături de ei în suferințe, în bucurii și în necazurile lor. Doamne, iertați-mă că eu nu v-am mai vorbit de mult și acum m-a provocat părintele diacon, părintele secretar,
ca să pun și la suflet câte ceva din trecutul greu al suferințelor care au fost. Dar vreau să vă spun ce m-a ajutat mai mult. Și vă dau sfat așa să faceți. Sfântul Maslu, pe dumneavoastră, dă-ți din casă. Toți din casă vă spovediți, dă-ți din casă mereți la biserică, toți din casă vă împărtășiți. Cu rugăciunea și puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne trece prin foc, prin focul necazurilor și abuzurilor. Iubiților, sărbătoarea de mâine, a spus-o părintele consilier, se continuă cu Sfântul Maslu și Sfințirea Apei, dimineața de la 7, apoi Sfânta Liturghie când se termină. Ține să vă anunțăm mesajul domnilor pompieri care stau aici și ne păzăsc pe acolo, pe la focuri, să aveți mare grijă că acum la ocolire vom merge, veți aprinde lumânări, să nu mergeți pe biserici, să nu mergeți, nu le lăsați pe iarbă, pe câmp, să ardă, că uitați-i secetă și periculos. Aveți grijă de lumânarea care o aveți în mână. Țineți-o aprinsă, că aprinzând lumânarea, să aprinde și dragostea noastră față de Dumnezeu în suflet. Apoi programul celuilalt hram din 29 va fi tot așa exact ca și acum, seara, se face privegherea cu litia, cu toată rânduiala care ți-a auzit-o până acum, seara. Și se continuă la fel cu ocolirea bisericii, dezlegările la miezul nopții și paraclisul până să termină până la două trei. Apoi dimineața tot așa, Sfințirea Apei, Sfântul Maslu, și Sfânta Liturghia Fierească, când vine și ne onorează cu prezența Preasfințitul nostru, cu preacucernicii părinți de la Episcopia noastră. Vă așteptăm cu drag și pe atunci să ne vedem tot atât de mulți ca și acum. Ca așa cu toții, spunea odată un părinte la Nicula, și eram și eu tânără pe vremea aceea, bolnavă de alt cancer care l-am avut, și spune, atât mai ține Dumnezeu lumea, până veți vedea creștinii aici, în mănăstire, cum îi vedeți. Și eu zic tot așa, ți-a zis părintele Arsenie, atât mai ține Dumnezeu lumea și pacea în lume, până mai este cineva care ține legătură cu el. Până veți mai merge la biserici, până veți mai veni la Sfintele Mănăstiri și până vă veți ruga. Rugați-vă că trăim vremurile grele cu multă necredință în Dumnezeu și păcate grele. Rugați-vă și pentru cei ce nu se roagă. Să rămână preacucernici părinți, vă rog să mă iertați. Noi vă mulțumim de răbdare și continuăm slujba cu o preceasă care o cântă părintele consilier. Mi-ai cântat în glas de lacrimi, legănându-mă lene, alinându-mi cu al tău cântec, lacrimai în genere.
în al meu suflet, ca alt fiorul duioșiei. Mamă, mi-ai citit în ceasuri sfinte, din cazanii și scriptură, luminat de raza lunii, m-ai făcut să simt puterea și odihna ce lacrimi și
și durere. Să-ți văd chipul totdeauna luminat de bucurie. Cea mai fericită mamă, Doamne, mama mea să fie. Mamă, dor de mamă, Doamne, mama mea să fie. Mamă, dor de mamă, Doamne, mama mea să fie. Purtătorii ai cuvântului lui Dumnezeu în lume, după ducerea Maicii Domnului la cele de sus, fiind așezat la obișnuinta masă comună, și luând o parte din pâine și înălțând-o în numele Domnului, deodată au văzut de sus pe împărăteasa născătoare de Dumnezeu, împreună cu îngerii, purtătorii de lumină, și auzind-o, dându-le lor pace de la Fiul ei și Dumnezeu, au cântat Aleluia! Aleluia! Călucita nouă de voie, Hristosoare dreptății, din prea curatele tale coapse și prin buna înțelepciune, a predicii apostolilor lumea s-a luminat, iar pe tine Maica Lui din neam în neam te-a preamărit. Pentru aceasta și noi te fericim, cântăm ție. Bucură-te, pururea Fecioară, că de toate neamurile în veci ești mărită. Bucură-te, prea bună și prea îndurată asupra oamenilor, mare ajutătoare. Bucură-te că ai împlinit făgăduintele cele ale ucenicilor. Bucură-te că prin mijlocirea ta dai pace lumii de la Fiul tău și Dumnezeu. Bucură-te, privire prea dorită și dulce a sfinților. Bucură-te cea întru tot veselitoare și prea cuvioșilor maici și a sfintelor fecioare. Bucură-te că treci peste corturile dreptilor din rai. Bucură-te că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasta slavă cerească. Bucură-te plinirea dorințelor tuturor lucrurilor celor bune. Bucură-te începutul mântuirii omenești. Bucură-te împărăteasa celor ce împărățesc după Dumnezeu pe pământ. Bucură-te, Doamna și Stăpâna celor ce domnesc după Domnul și Stăpânul Cerului. Bucură-te, cea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Să-i
toți cei ce vor să intre cu credință în Sfânta ta Biserică Născătoare de Dumnezeu, pururea miluiește-i, iar pe cei ce te măresc de toate asupririle și supărările, izbăvește-i. Și bine credinciosului nostru popor care pururea te fericește, învingerea asupra protivnicului dăruiește-le și toate cele de mântuire nouă tuturor care ne rugăm ție, cântând așa, Aliluia! Aliluia! Arătata făptură nouă, arătându-se nouă, Domnul Făcătorul tuturor, prin tine născătoare de Dumnezeu, iar tu având purtare de grijă pentru noi, rudenia ta, care cu cinste serbăm adormirea ta, primește să cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, cea aleasă dintre pământeni. Bucură-te, ceea ce ești mai presus de cele pământești și de cele cerești. Bucură-te că te-ai suit mai sus de eruvim și de serafim. Bucură-te că ai adunat prin orice a ta apostolilor la mormântarea ta. Bucură-te că ești cu putere de sus, dovedire învederată după mormântarea ta. Înaintea lui Toma te-ai arătat în văzduh când venea pe nori. Bucură-te că prin acesta ai adeverit mutarea ta cu trupul la cer. Bucură-te că ai dat lui Toma, omoforul tău, ca o podoabă de încredințare a mutării tale. Bucură-te ceea ce ești împodobită cu frumusețea tuturor virtuților. Bucură-te ceea ce ai primit în pântecele tău pe Fiul lui Dumnezeu, premântuirea oamenilor. Bucură-te ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul. Bucură-te că te-ai înălțat la un ca un cedru în slava cea cerească. Bucură-te pomul vieții cel sădit în mijlocul raiului celui de sus. Bucură-te corabia cea înțelegătoare, ce te-ai înălțat din potopul morții la cele de sus. Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pre noi. Bucură-te ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pre noi.
iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne de noi. Pe noi cine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, s-o dă. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.